Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Gata? Ne-am strâns, e toată lumea? Să începem. E foarte interesant cum reapar unele teme în societatea noastră. De pildă asta cu descentralizarea. Ce naiba mai înseamnă acum, fraților, descentralizare? Am vorbit despre descentralizare ani întregi. Au fost zeci de proiecte. La un moment dat de această descentralizare depindea totul în România. Bă, facem asta, se rezolvă toate problemele noastre. Era și o vorbă. Ce face fetele? Descentralizează? Descentralizează? S-a decis până la urmă că habar n-avem, nu putem, ba nici nu mai știm definiția termenului. Descentralizarea a ajuns să însemne la noi că primăriile stabilesc salariile angajaților. Gata, mă, am rezolvat descentralizarea, auzi? Am vorbit de asemenea despre descentralizare. Este o decizie politică asumată și în programul de guvernare, asumată și în coaliție. Și este un proces care trebuie să înceapă foarte repede. Și Nea Livache, cum a fost tati? Te-ai uitat la niște clipuri mai vechi cu Matale și cu Crin Antonescu? Un best of 2012? Că atunci vă luase tare pe voi cu descentralizarea, cu regionalizarea, altă nebunie și aia. Doamne, cum a fost și cu regionalizarea, vă amintiți? Deja se dădea un nume de regiuni, se împărțea, frate, țara mai ceva ca pe vremea baronilor ăi mari. E, de unde a venit asta iar? Bă, descentralizare! Pe bune, e halucinant! Au fost mai multe intervenții ale colegilor mei din BPN care s-au referit la o reticență mare din partea membrilor cabinetului în ceea ce privește descentralizarea, și anume că toți spun că este foarte bună, dar nu acum. Asta e de-a dreptul incredibilă. Dragnea are probleme cu miniștrii din cabinetul Dăncilă. Pe bune? Și vrei să te credem, Dedi? Au fost puși numai miniștrii care îți dau sărul mâna și îți pupă pantofii, dar fac figuri la descentralizare? Ce să-ți povestesc? Dedi? Dar poate habar n-au ce e aia. S-or gândi că e ceva cu încălzirea centrală pe care Matale vrea acum să o descentralizezi. Da, deci Dragnea cu Tăricianu, ci că iau acum la întrebări pe miniștrii care nu vor descentralizare. Mă, eu cred că voi chiar n-aveți treabă, pe bune. Vă plictisiți și vă mai vin de-astea. Bă, da, ce-ar fi, mă, să colorăm clădirile în verde? Așa pare, zău, sunteți ca fetele care pun gene la farurile mașinilor, nebunaticilor. Propunem înființarea unui program care să ajute aceste cupluri. Practic, acest program se va numi O șansă pentru cuplurile infertile. Primăria Capitalei va ajuta cu un sprijin financiar, cu un stimulent financiar, echivalentul în lei a sumei de 3.000 de euro, însemnând practic la cursul actual 13.800 de lei. Cum, mă? Cum să dea primăria bani pentru așa ceva? În ce film suntem? Pentru asta există programe naționale. Pentru asta există strategii naționale. Sau, mă rog, ar trebui să existe. Că doar nu se confruntă cu asta doar femeile din București sau din Ilfov. Sau asta-i descentralizarea, domnul Dragnea? Ia, doamna Firea, sărut mâna. Nu vreau să vă supăr, să sunați pe aici, să... Nu, nu, nu. Temă pentru acasă. Pentru bolnavii cu hepatită C, nu dați nimic? De ce nu dați, doamnă? Că România e pe primul loc în UE. Cafeaua Nației. Pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.